Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit duminică 4 august 2024 taina Sfântului Maslul la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Preasfinția sa a fost întâmpinată în fața clopotniței de soborul slujitorilor și de autoritățile locale, dar și de credincioși. Apoi soborul a ajuns în incinta vechiului ansamblu monahal, unde se află Biserica Nașterea Maicii Domnului și altarul de vară Izvorul Tămăduirii. La taina vindecării a participat o mulțime impresionantă de pelerini din mai multe zone ale țării, dar și din Basarabia, care au ascultat cu evlavie rugăciunile rostite de către ierarhi și de către slujitorii Sfântului Altar. Oamenii s-au închinat la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din Biserica Monument și la racla ce adăpostește fragmente din moaștele mai multor sfinți ai bisericii, printre care și cele ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, pomenit pe 5 august. M-ai chemat la Sfânta Cinată Dreaptă Preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapetează în Sfânta Sfântului. În esenție, îngeri doresc să privească și să anunțească Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii tăi chipul Sfintei Jerte și să se îndocească de Dumnezeasca și Sfânta Evangheliei. Și ție slavă să cuprinde, ție să ieși Tatălui și acum și până și în vecii vecilor. Amin. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de către părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural și social misionar al Episcopiei Hușilor. Și vă zic, veniți în pelerinaj aici și se torsese la vasul de unde sunt și eu. Și mă întreba, spunea că lucrurile pe care le-am văzut aici sunt foarte frumoase și își manifesta această recunoștință față de Dumnezeu și mă întreba cum este posibil ca totuși să renască acest loc. Și i-am spus un gând în care cred și pe care, într-un fel, spunându-vi și dumneavoastră, mi-l confirm. Anume că și aici Dumnezeu a văzut, Maica Domnului i-a simțit că obștea aceasta cu Părintele Starens, cu toți ucenicii, obștea acestea îi pasă de celălalt. Așa cum noi trebuie să învățăm, cum spuneam, să avem mai multă disponibilitate unii față de celorlalți, să ne pese de suferința celorlalți într-o lume, iată, din care facem și noi parte și care este tot mai indiferentă, tot mai grăbită, tot mai izolată, văzându-și strict pătrățica lor. Înțelegerea aceasta că Dumnezeu numără pași fiecare dintre noi și că efortul acesta oboseală, la capătul acestei zile să mai stăm, iar în picioare, puțin înghesuiți, oboseala aceasta se traduce în odihnă și liniște sufletească. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, și-a arătat recunoștința față de toți cei ce au înălțat rugăciuni pentru sănătate în cadrul slujbei. În fiecare post, poposim de cu seară, cu multă râvnă, cu multă credință vie în Dumnezeu, cu multă evlavie, așteptând în fiecare post să luați parte la această mare taină, binecuvântare, aș putea spune, a lui Dumnezeu, care lucrează prin ieratul nostru prezent la Sfânta Taină, a Sfântului Maslu, care de folos ne este nouă tuturor. Cu toți avem nevoie de sănătate trupească,
și sănătatea sufletească. Ierarhul nostru, prin prezența ierarhului, simțim cu adevărat prezența lui Dumnezeu. Și avem cu toții nevoie, mai mult oricând, de binecuvântarea lui Dumnezeu și pot să spun că, o spun deseori, prezența ierarhului pentru mine personal contează foarte mult, numai pentru mine, cu siguranță, pentru fiecare părinte slujitor a Sfântului Altar. Dar îi mulțumesc mai întâi Domnului că ne-am vrednicit și ne-am vrednicit de fiecare dată să ne ținem de cuvânt la rugămintea celei a frăților voastre de fiecare dată. Ne rugați și sunați pe timpul când va fi următorul Sfântul Vasco. Presența voastră credincioși și pelerinii care vin din toate colțurile noastre, sunt din Lucea Bucovina, din Focșan, din Proiect, din toate colțurile noastre, în ultimul rând de șeii noștri dragi care împrumusețează slujbele Sfinte noastre mănăstiri, nu numai cu prezența, cu trăirea și cu credința în Dumnezeu. Aș dori ca Micuța Dumnezeu să vă ajute să simțiți cu adevărat această slujbă, aceste binecuvântări arhierești, care se datorează în oamenea Sfinților noastră, o Părinte Mitropolit Teofan, pentru că a îngăduit și ne-a ascultat rugăciunea și cererea, să fie prezent Preasfințitul care iubim cu toții. De altfel, eu am o vorbă episcopia noastră, fiindcă este sub patria noastră română, ce facem parte și Preasfințitul și noi din Basarabia. Am spus și nu de mult la o simțire, la un eveniment în Basarabia, un bun român iubește Basarabia. Eu mă consider un bun român și sunt alături de Preasfințitul și voi fi alături cât Dumnezeu va îngădui și voi trăi, atât de Preasfințitul cât și de partia care conduce cu atâta dignitate și cu dragoste și cu smerenie multe, cu o smerenie înălțătoare, să spun așa. Și mă bucur de fiecare dată prezența Preasfințitului și a celorlalți erau dragi, dar Preasfințitul, deși este, nu ușor, este calea, trecând granița, rutul, venind de la o simțire la alta, de la slujbele arhierești, să vină tocmai până la adâncul, iată că a găsit loc și timp, mi-a obosit-o Preasfințitul nostru Antonie și pentru dumneavoastră, pentru cei dragi pelerini care, cu siguranță, fiecare ați venit cu ceva și pentru ceva la Măicuța Domnului, și acum am vizit să am primit cererea și Măicuța Domnului va blagosări pașii în această seară binecuvântată, atât pelerinii care sunteți veniți din toate zonele sferei, cât și eșenii noștri dragi. Mulțumim Preasfinția voastră încă o dată, vă mulțumesc din inimă, în cuvinte puține așa, nu știu cum aș putea să vă mulțumesc, mulțumesc, dar de fiecare dată las pe Hristos Dumnezeu, de Măicuța Domnului care știu că o cinstit și o iubiți asemenea, ca și noi toți, să vă răsplătească cum va ști, să vă țină Preasfinția voastră într-un mulți ani binecuvântați de Dumnezeu, să ne mai puteți sluji, să ne puteți binecuvânta și să ne folosim de altfel din cuvântul de învățătură al Preasfinției voastre. Și dacă dați voi, îmi îngăduiți să mulțumesc Preacucinitului Părinți. Dumneavoastră, care sunteți pentru mine mereu un dar. Prezența dumneavoastră este foarte mult pentru mine și pentru noi toți, pentru orice destoinică mică a lucrurilor. Că iubiți mult această mănăstire și vă osteniți atâta cale. Dumneavoastră, vă spun și am să spun la mormânt, sunteți vădăvă bisericii. Așa că să vă ajut Măicuța Sfântă, să parcurge și să parcurge postul cu ușurință mai... Preasfințitul Părinte Antonie a mărturisit că a revenit cu mare bucurie în așezarea monahală din Dealul Mare, unde se află icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Dumneavoastră sunteți cumva favorizați care sunteți alături de mănăstirea de Părinte, în dragostea lui pentru frățile voastre, are grijă să organizeze aceste slujbe la Sfântului Tainii Sfântului Masru. Deci aveți această ocazie de a fi prezență la această taină, care într-adevăr este o mare taină și a zis-o rețelor voastre. Am citit în rugăciune
știute și neștiute. În bogate de boli și experiențele noastre, încercăm, căutăm tratamente, dar o parte nu le știm. O parte stau într-o fază de încercare și urmează să ne anunțe vecinul atunci când va veni timpul. Dar această rugăciune, această taie, preîndică cumva dezvoltarea unui boli. Ce este foarte important, că și atunci când aparent suntem sănătoși, avem nevoie de această taie. Și Părintele Sares, care are grijă de părinții voastre, știe acest lucru și de aceea ne invită pe unul și părinții voastre la anunță că atunci să rămâne să ne rugăm să vor Dumnezeu care se tot pe obscurile și cum vreau să ne dea vindecare. Mulțumim Părintele Sares și vreau să vă spun că nu aveam cum să nu fiu prezent aici, motivele cel puțin sunt două. Unul pentru că e un spațiu aparte și plec de fiecare dată încărcat sufletește. De departe, de altă parte, avem și cumva o de respect și nu este vorba de datorii, dar un de respect pentru Părintele Sares să fim prezenți aici la slujbă atunci când ne invită. Pentru că Părintele, cum am spus, și Sfințeasa este un bun român și un bun român înseamnă să nu fie indiferent față de Basarabia, care este pământ romanesc, în străinat, bineînțeles, cum de culpă culpa la răsărit, dar Părintele știe acest lucru și arată că este român adevărat, că în dragostea Sfinției sale pentru Basarabia. Și în mod special îi mulțumim pentru că este mai mult prezent în partea de nord a Republicii Moldova pentru acest gest și pentru faptul că o familie care era fără acoperiș, familie cu 5 copii, mamă singură, în care trecea prin încercări grele, a reușit cumva să aibă în sfârșit un acoperiș și tot datorită părintelui și în țară are mai multe case ridicate, donate, nu știu dacă și ei nu urmărinte. Acum, câteva zile, a făcut o frântână la o mănăstire din spațiul nostru, în care nu avea apă și în zile de lucru cu binecuvântarea părintelui și emoțională, unui părinte de harbi, care știți sărțele voastre, este evidență așa la dumneavoastră, Părintele Nicolae, de la Roma, care s-a reușit să se facă o prea frumoasă. Deci, părintele, părintele în spațiul nostru sunt diverse și sunt multe și toate ca să ne ajute pe noi, basarabieni, să descoperim că ajutorul vine de peste curte. Oamenii au fost miruiți cu un de lemnul sfințit în cadrul slujbei și s-au închinat în locașurile de închinăciune ale așezării monahale din dealul mare. Pop.